Evanghelia după Luca, capitolul 15, pagina Bibliei 1010. Să ascultăm acest cuvânt al Sfintelor Scripturii. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iar sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu o slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Cât de profund este acest cuvânt! Nu cred că se greșește dacă în cercurile pastorale și în cercurile teologilor și a cercetătorilor Sfintelor Scripturi, această pildă, numită pilda fiului risipitor, este considerată perla pildelor Mântuitorului Iisus. Și, într-adevăr, este de o profunzime și de o naturalețe cum numai la Dumnezeu poți să găsești. Este pildă în care ne găsim cu toții. De fapt, așa este între cuvântul lui Dumnezeu. În tot cuvântul lui Dumnezeu ne găsim fiecare. Când citim lucrul acesta, când citim pilda aceasta, primul lucru la care ne gândim este fiul risipitor. Dar pilda aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, este și o pildă despre fiul cel mare, care de multe ori sunt eu, de multe ori ești tu. Suntem chemați la o masă bogată, frații mei, la cea mai bogată masă. Împărtășirea cu pâine și trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și de multe ori noi cei din casă nu vrem să intrăm în casă, nu vrem să stăm la masă și nu vrem să ne bucurăm. Oare este bine lucrul acesta? Cu siguranță că nu este bine. Tatăl care a jertfit pentru noi, nu un vițel, pe fiul său, sângerează și așteaptă ca noi să răspundem la dragostea lui, să răspundem la jertfa lui, să intrăm cu bucurie în casa Domnului, să stăm la masa lui, să ne împărtășim cu trupul și sângele Fiului Său Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Să ne bucurăm atunci când jertfa lui zdrobește puterea păcatului din frații și surorile noastre și îi aduce din nou acasă. Trebuie să ne bucurăm. Cine este fratele cel mare despre care aș dori să vorbesc la această cină a Domnului, în această zi, în această dimineață, în Biserica Emanuel, în această zi când veți asculta probabil la radio, astăzi când auziți pe internet sau acasă pe un DVD sau pe un CD? Se potrivește cuvântul acesta la cina Domnului? Sigur că se potrivește. Cum am spus, pentru noi este întinsă cea mai bogată masă și mulți nu se pot bucura la masă. Nu pot să vină la masă.
Cine este fratele acesta mai mare? Prin bunăvoința Domnului, el încă este fiu. Uitați-vă în versetul 31. Fiule, i-a zis tatăl. Deci, chiar dacă am stat în biserică ani de zile și n-am avut o părtășie reală cu Domnul, mare a fost bunătatea lui încă în ochii Domnului și în inima lui. Sunt și ești fiu. El este încă iubit de tatăl său. Din nou versetul 31. Tu totdeauna ești cu mine, eu totdeauna sunt cu tine. Dacă nu l-ar mai fi iubit, dacă nu te-ar mai fi iubit, dacă nu m-ar fi iubit, ne-ar fi abandonat Dumnezeu, ne-ar fi lepădat. Dar se vede că ne-a arătat îndurarea lui. Fiul acesta mare este cel ce și-a pierdut dragostea din tâi. Este un credincios carnal. Și de multe ori se întâmplă că fii risipitor se întorc mai des acasă, mai mulți, dacă vreți, nu mai des, mai mulți, și vin și primesc iertarea lui Dumnezeu și îndurarea lui, iar cei mari stau în casă și nu se pot bucura de mântuirea lui, de îndurarea lui Dumnezeu. Domnul așteaptă și pe unul și pe altul, te așteaptă pe tine și pe mine, ca să ne arate dragostea lui, să ne arate bunătatea lui și bucuria pe care o are de a ne ști că am acceptat invitația să stăm la masa lui. Nu numai Tatăl Ceresc dorește lucrul acesta, știți foarte bine cuvântul Domnului, Iisus Hristos a spus ucenicilor săi, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi. Iar pentru noi, Paștele înseamnă Iisus Hristos. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. De aceea suntem la o masă mare. Haideți să vedem cum arată acest fiu mare. Cum s-ar putea să arăți tu de multe ori și să nu înțelegi că trebuie să te bucuri de îndurarea Domnului, de iertarea lui, de părtășie cu el, de masa lui bogată? Deci, în primul rând, sunt eu acel frate mai mare? Aceasta este întrebarea. Sunt eu acel frate mai mare? Și hai să vedem cum arată el din pilda pe care am citit-o. S-ar putea să te descoperi în cuvintele acestea. Primul aspect, fratele acesta mare are un sens pierdut al datoriei. Un sens pierdut al datoriei. Versetul 29, partea 3, spune cuvântul Domnului, și niciodată nu ți-a încălcat porunca. Este careva dintre noi care n-a călcat porunca Domnului niciodată? La timpul de rugăciune, fratele Dorel Rus, pastorul Dorel Rus spunea, dacă zice cineva că nu are păcat, nu este cu adevărul lui Dumnezeu în el. Însă, fratele acesta mare, care stă în casă, și mulțumim Domnului pentru el și pentru ea, are simțământul acesta, sensul acesta pierdut al realității, al datoriei. Eu nu ți-am încălcat porunca niciodată. Toți am încălcat porunca Domnului. Dar toți ne-am bucurat și ne bucurăm încă de îndurarea Domnului. Pentru harul acesta se merită să ne trezim astăzi din amorțeala noastră să spunem Domnului Iisus Hristos, îți mulțumesc pentru jertfa ta. Să-i spunem Tatălui Ceresc, îți mulțumim pentru dragostea ta care acoperă toate păcatele. Să-i spunem lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, îți mulțumesc pentru mijlocirea ta după voia lui Dumnezeu, căci capăt trecere și eu în fața lui Dumnezeu și vreau să stau la masă, vreau să mă bucur. Să nu fie nimeni cu acest simț sau sens pierdut al datoriei. Apoi, a doua caracteristică a lui, el este un singuratic. Trăiește de unul singur. E mândru de realizările lui. Este așa de mult de preocupat de sine, să arate bine, încât nu mai are relație cu tatăl cu care stă în casă. Nu mai are relație cu cei ce este în casă. Un singuratic, după cum vom vedea și mai târziu. Și este trist să fii în casa Domnului și să fii un singuratic. Este trist să nu găsești pe cineva cu care să ai părtășie. Casa aceasta este casa lui Dumnezeu. Și cei ce sunt aici sunt în copiii lui Dumnezeu. Și în casa lui Dumnezeu se cuvine să avem părtășie unii cu alții.
Pentru că așa spune cuvântul Domnului, prin aceasta se cunoaște că suntem ai Lui, dacă avem părtășie unii cu alții, cu frații noștri, cu fratele tău, cu sora ta. Nu fi un singuratic. Apoi, a treia caracteristică a acestui frate este un uituc neconvingător. Versetul 29, partea finală, spune: și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Ia auziți! Eu am o întrebare pentru fratele acesta. Dar are el măcar vreun prieten? Cu care prieten să veselească? Are el măcar vreun prieten? Sau a uitat acest mare adevăr că tatăl său i-a dat lui 2/3 din averea sa? Și auziți, tot această perioadă de timp nu mi-ai dat nimic, zice, nici măcar un ied. Și tatăl său i-a dat 2/3 din averea lui. Era cel mai mare. Și după rânduiala orientală a Vechiului Testament, cel mai mare lua 2/3 din averea tatălui. Pentru că uitați-vă ce spune în versetul 12. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. I se cuvine o treime. Și uitați ce spune partea finală a versetului. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu i-a dat treime, la amândoi le-a dat. Dacă acum se întâmplă lucrul acesta, acum vă dau la toți. Și vedeți cum vorbește? În toată această perioadă de timp și nu mi-ai dat măcar un ied, un uituc neconvingător. În toată această perioadă de când ești poate supărat sau de când sunt supărat, de când nu te poți apropia de Domnul și nu poți vedea poate pe fratele tău sau pe sora ta, în toată această perioadă de timp, Dumnezeu ți-a dat îndurarea Lui. Ți-a dat bunăvoința Lui. Ți-a arătat dragostea Lui. Nu te-a scos afară din casa Lui. Dumnezeu ți-a arătat îndelunga Lui răbdare. Ai uitat îndurările Lui, ai uitat binefacerile Lui. Te încurajez în numele Domnului Iisus Hristos, nu uita nici una din binefacerile Lui. Dumnezeu ți-a făcut, mi-a făcut, ne-a făcut mult bine, mărit să fie în numele Domnului. Mai are o caracteristică, a patra, lipsa simpatiei pentru cei căzuți. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile stricate. Dacă suntem poporul Domnului, și cred că suntem, dacă ești în casa lui Dumnezeu, inima ta ar trebui să ardă pentru cei păcătoși. Și mai ales când cei păcătoși sunt chiar din familiile noastre. Avem pe aceia frați, surori, soți, soții, fiecare, părinți, copii, fiecare are pe cineva în casă care stă departe de Domnul. Ar trebui să arzi. Cum? Eu mă duc în împărăția eternă a lui Dumnezeu și cel drag al meu va arde etern. Doamne Iisuse, întorce-i pe cei căzuți. Ridică-i, Doamne. Adu-i înapoi în turma Ta, Doamne. Și fă-mă instrumental în acest proces de întoarcere. Sunt frați mai mari, lipsiți de simpatie pentru cei căzuți. Chemarea bisericii este să ducă mântuirea lui Hristos, cunoștința mântuirii până la capăt, iar chemarea lui Dumnezeu este să-i mântuie. Nu-i poate mântui biserica, dar Domnul îi poate, dacă se întorc din păcat, părăsesc păcatul și nu mai păcătuiesc. Apoi, este o cincea caracteristică a acestui frate mare, lipsa dragostei filiale, adică respectul pentru tată. A venit acest fiu al tău, spune el, a venit acest fiu al tău. Tatăl era bătrân în situația lui și să-i răspundă în felul acesta este un afront, este o jignire. Când stai de vorbă cu Dumnezeu și uiți toate binecuvântările Lui, când vrei să te bucuri de îndurarea Lui mai mare și ai vrea să capezi trecerea înaintea lui Dumnezeu, doar nu numai atunci, dar în aceste împrejurări speciale, oare nu se cuvine să-L respecti pe Dumnezeu? Dumnezeu trebuie să te respectat tot timpul, chiar și atunci când nu-L înțelegem, chiar și atunci când nu ne răspunde la rugăciuni, chiar și atunci când nu ne ies socotelile pe care noi le avem. Pentru că uitați ce se întâmplă cu aceștia care sunt lipsiți de dragoste filială.
se auto-excomunică, de ce se izolează, și se auto-pedepsesc, de ce nu se pot bucura. Se auto-excomunică și se auto-izolează. Nu se pot bucura, nu vor să mănânce. Mi-aduc aminte când eram copil și ne mai disciplina mama, îi spunea, mă supăr pe tine și nu mai mănânc. Exact așa a făcut și fratele acesta din pilda noastră. Nu vin în casă să mănânc. Și apoi are o a șasă trăsătură, este lipsa dragostei în slujire. Versetul 29, partea a doua, iată eu slujesc ca un rob de atâția ani. Părinții, mă adresez în primul rând acum tinerilor, părinții nu trebuie să ascultați dintr-o atitudine de supărare. Părinții trebuie să ascultați pentru că sunt părinții voștri și vă iubesc. Părinții nu trebuie să ascultați pentru că v-au spus să faceți ceva și voi să vă simțiți robi. Părinții trebuie să ascultați pentru că ei n-au nimic mai scump decât pe voi. N-avem nimic mai scump decât pe voi. În relație cu Dumnezeul nostru, da, suntem robii Lui, dar prin Iisus Hristos am devenit copiii Lui. Și relația noastră cu Tatăl nu este o relație de stăpân absolut și noi robi, ci este o relație în care El este Tată, iar noi suntem copii. De aceea, cum se uită un copil la mâna Tatălui, așa ne putem uita și noi la mâna Tatălui nostru. Și dacă un tată pământesc nu dă o piatră copilului care cere pâine și nici un șarpe copilului care cere un pește, Tatăl nostru cel ceresc ne dă toate bunurile, pentru că este plin de milă și de bunătate cu noi. Glorie Domnului! Deci ai înțelege lucrul acesta și când slujești pe Dumnezeu, nu sluji de supărare, din ambiție. Slujește-L din dragoste. Găsește un privilegiu faptul că poți să slujești, că poți să te rogi, că poți să-i cânți, că poți să îi vestești cuvântul, că poți să fii o epistolă vie. În al doilea rând, care este medicamentul Tatălui ca să poți să vii la masă? Ca să poți să stai la masă? Ca să poți să ai altă relație cu El? Câteva lucruri îi spune Tatăl. Eu am notat aici 5 pentru noi în dimineața aceasta. Primul, Tatăl îi amintește statutul lui de fiu. Observați cum îi vorbește în versetul 31. Fiule. Fiule. Atâta vreme n-a avut relații cu Tatăl, atâta vreme n-a avut relații cu casa, atâta vreme a fost un singuratic. Și totuși, îndelunga răbdarea Tatălui, se vede acolo că îi spune, fiule. Fiule. Nu te bucură faptul că Dumnezeu încă te numește fiu? Care dintre noi merităm să ne mai numim fii ai lui Dumnezeu? Eu nu merit. Și sunt sincer în ce-ți spun. Dar Dumnezeu mă numește fiu. Și când îmi amintește Dumnezeu de acest statut, atunci viața mea trebuie să cunoască o schimbare. Viața ta trebuie să cunoască o schimbare. Și nu uitați că în casă părinții stau cu copiii la masă. De aceea, frați și surori, fiii lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc, spune, fiule, hai la masă, hai la masă. Al doilea, Tatăl îi amintește de dragostea lui personală pentru el, pentru că observați cum vorbește, fiule, tu. Adică te iubesc așa cum l-ai iubit și pe cel pierdut și s-a întors. Te iubesc individual, te iubesc particular, te iubesc unic, pe tine te iubesc. O dragoste personală, nu numai atât, trei, Tatăl îi amintește de îndelunga lui răbdare pentru el. Observați ce spune versetul 31, partea a doua. Tu întotdeauna ești cu mine, fiule. Uite cât îndelungă răbdare am avut eu cu tine. Și în toată această perioadă timp mi-ai arătat disrespect. Ți-am dat toată averea mea ție și mi-ai arătat disrespect. Toată această perioadă de timp Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de tine și a dat ce a avut mai scump, pe Fiul Său Iisus Hristos. Ți-a dat Duhul Său cel Sfânt, un dar pe care lumea nu-l poate primi.
îndelungă răbdare. Dumnezeu a avut îndelungă răbdare cu fiecare dintre noi. 4. Tatăl le amintește de sursa îmbogățirii lui nespuse. Fiule, tot ce am eu, tot ce am eu este al tău, versetul 31, partea finală. Tu îmi spui că nu ți-am dat un ied, dar eu ți-am dat tot ce am. Tot ce este al meu este al tău. Sursa vieții noastre este Iisus Hristos. Sursa îmbogățirii tale este Dumnezeu. Sursa pâinii tale și a mele de toate zilele este Tatăl Ceresc. De ce ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o în fiecare zi. El este sursa, El este izvorul, El este binecuvântarea. Dacă își trage Dumnezeu mâna de peste tine, de peste mine, am pierit. Aduceți-vă aminte ce spune Psalmul 104. Spune ceva, am să parafrazez, în termenii următori. Dacă mă uit în mare, este plină de pești, de balauri mari, de descriere mai figurativă. Apoi când mă uit, spune, în păduri, în munți, pe câmpii, tot e mișună de vietăți de tot felul. Dacă tu îți întinzi mâna peste ele, ele se satură. Îți tragi tu mâna de peste ele, ele suferă. Toate așteaptă îndurare din mâna ta. Tatăl nostru cel ceresc ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Și de aceea ne amintește și ne spune, nu uitați, izvoarele voastre sunt în mine. Și apoi 5, Tatăl îi amintește de dragostea frățească pe care trebuie să o aibă. Uitați cum îi răspunde Tatăl, știți foarte bine. Tu ai spus acest fiu al tău, dă-mi voie să-ți aduc aminte, este fratele tău. Este acest frate al tău. De-a cărui întoarce trebuie să te bucuri, de-a cărui întoarcere trebuie să mulțumești, de-a cărui iertare trebuiește să dai slavă lui Dumnezeu. Și atunci, în final, în al treilea rând, ce voi răspunde eu la această stare de fapt? Ce trebuie să fac? Ce trebuie tu să faci? Masa este întinsă, masa este pregătită, Tatăl așteaptă, Iisus Hristos așteaptă, Duhul Sfânt așteaptă. Așa cum în pilda anunții fiului de împărat. Ospățul este pregătit, veniți acum de mâncat, suntem așteptați. Ce trebuie făcut? Ce voi răspunde eu? Primul răspuns este laudă și închinare. Psalmul 103, versetele 1 la 5. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Frate mai mare, frate mai mic, adu-ți aminte de îndurarea lui Dumnezeu. Mulțumește-i lui Dumnezeu, laudă-L pe Dumnezeu, cinstește-L pe Dumnezeu. Apoi, mulțumire că nu te-a tratat după faptele tale, ale mele. Psalmul 103, versetele 8 la 13, spune, El nu ne face după fără de legile noastre, El nu ne ceartă după vicleșugurile noastre. Știe că suntem țărână, își aduce aminte de lucrul acesta și cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Dumnezeu de noi. Mai mult, o, glorie Domnului! Apoi, realizează că tot timpul ai rămas lângă El, chiar și atunci când ai avut părtășie cu El. Cum spunea și Asaf în Psalmul 73, versetul 23. Spune, când am meditat aceste lucruri, am văzut că sunt un om fără minte și atunci am văzut că eu întotdeauna am fost cu tine. Tu ți-ai pus mâinile peste mine, m-ai păzit cu dreapta ta și știu că într-o zi mă vei chema acasă. O, Doamne, îți mulțumesc pentru bunătatea ta, îți mulțumesc pentru harul tău. Este dragoste de tată, este dragoste de fiu care recunoaște. Recunoaște apoi că toate izvoarele tale sunt în el. Psalmul 87, versetul 7, toate izvoarele mele sunt în tine. În final, fă pace cu frații tăi. Roman 12, cu 18, Matei 7, cu 12, Roman 12, cu 15. Și bucură-te la masa dragostei Lui. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în concluzie, trebuie să vă spun următoarele lucruri. Să ne uităm în primul rând la noi. Să vedem cine suntem noi. Să ne uităm apoi la Tatăl nostru cel ceresc și să vedem cine și ce este El. Să ne uităm la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și să vedem dragostea Lui și jertfa Lui. Să ascultăm de cuvânt și de Duhul Sfânt și atunci vom vedea ca Dumnezeu pe fratele nostru. Dacă ne uităm la noi, în primul rând,
dacă ne uităm la dragostea Tatălui, la jertfa Domnului Iisus, dacă vom asculta de Duhul Sfânt și de cuvântul Său, atunci la frații noștri ne vom uita ca Dumnezeu, care a investit în ei, care a investit în tine, care a investit în mine viața singurului Său Fiu, Iisus Hristos. În concluzie, deci, masa este pregătită și masa este bogată. Vrei să intri să stai la masă cu Domnul? Tatăl Ceresc se va bucura de lucrul acesta. Iisus Hristos se va bucura de lucrul acesta. Duhul Sfânt se va bucura. De ce nu mai fi un singuratic? Nu te izola, nu te auto-excomunica, nu te auto-pedepsi. Hai de la masa Domnului. Mântuitorul Iisus Hristos a spus-o și o repet. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Hristos, paștele noastre a fost jertfit. Îl vom vedea prin credință în pâine și în rodul viței. De aceea vă invit, haideți la masa Domnului. Intrați în casă, așezați-vă la masă și bucurați-vă de părtășie cu Tatăl. Amin.